La ora 12, conform ultimei informări emise de comandamentul pentru situații de urgență al județului Constanța, un singur drum național era închis circulației. Este vorba despre DN3, în timp ce pe DN22 se mențineau restricțiile de tonaj de maxim 3,5 tone. Drumurile județene din Constanța, care au circulația restricționată pentru 7,5 tone, sunt următoarele. DJ 222, Mergidia, Peștera, Pietreni, DG222 cu zavodă Mihail Cogălnicianu, Târgușor Râmnic, DG223 Saraiu Hanul Morilor, DG223 Cernavodă Seimen Dunărea, DG224 Medgidia Tortomanu Siliștea, DG225 Târgușor Pantelimon, DG226 Corbu Mihai Viteazu, DG226 A Râmnic Tari Verde Intrare DG226, DG226 A Intrare DG226A Cetatea Histria DG228 Intrare DN22C Intrare DN2A DG307 și potele de leni, DG308 ciocârlia lanurile mereni, DG381 mergidia ciocârlia, DG391 mangalia negruvodă cerchezu viroaga, DG391 topraisar copadin intrare DG392, DG391 topraisar biruința, DG391A viroaga olten și potebăneasa oltina, DG 392 dumrăveni amzacea pecineaga DG 394 23 August-Pecineaga, DG 395 drumul național 38 Chirnogen-Plopeni. În prezent se acționează permanent pentru dezăpezire, iar polițiștii rutieri efectuează pe aceste drumuri însoțiri controlate pentru autovehiculele care pot prezenta risc rutier. De asemenea, patru drumuri județene și patru comunale sunt închise traficului. DG 226 Istria-Sinoe, DG 226a Intersecție cu DG 226 Cetatea Histria, DG 226a Cogealac cu de Jos, DG 226b Grădina Pantelimon, drumul comunal 26 Hârșova-Ghindărești, drumul comunal 85 Năvodar-Corbu, drumul comunal 61 Seimen-Siliștea și drumul comunal 83 Vadu-Corbu.